Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou vlog pe canal. Eu sunt Gabriel Icosa și astăzi vorbim despre păianjenul Viespe, pe care îl am chiar aici. Iar a dispărut. Aici. Și întrebarea de astăzi vine de la utilizatorul Roxescu, care mă întreabă... Ah, gata, am găsit-o. Care mă întreabă, animalele pot avea bolile copilăriei? Tu ce crezi? Dacă și tu vrei să știi răspunsul, stai până la sfârșitul acestui clip alături de mine. Și de el. Dacă și tu vrei să-ți răspund la o întrebare, nu ai nimic altceva de făcut decât să o scrii în secțiunea de comentarii și eu voi alege cea mai interesantă întrebare la care voi răspunde în episodul următor. Dar nu uita că la 20 de întrebări voi face un episod special cu întrebările voastre și răspunsurile mele. Acestea fiind spuse, să înceapă intro! Păianjenul Viespe, sau după numele lui științific Argiope bruenici, este un păianjen țesător. Este cel mai des întâlnit păianjen din genul Argiope în Europa, dar și în România. Acest păianjen are o culoare argintie, dar la fel ca mulți alți păianjeni din genul lui, prezintă pe abdomen benzi de culoare neagră și galbenă. Păianjenul țese o pânză sferică la câțiva centimetri de sol, în zone cu iarbă înaltă din marginea pădurilor, însă uneori este întâlnit și în zone locuite. Din centrul pânzei spre periferie, păianjenul țese două benzi verticale, una în jos și alta în sus. Se crede că aceste benzi au rol de a stabiliza pânza, de a o face mai rezistentă la vibrațiile unei insecte care s-a prins în ea, dar rolul ei încă nu este pe deplin cunoscut de cercetători. Alte presupuneri asupra acestor benzi spun că au rolul de a atrage insectele prin reflexia razelor UV sau de a îndepărta eventualii prădători atunci când păianjenul vibrează pe pânza sa și imaginea acelor benzi se transpune într-o pată albă. Prada, care este prinsă în plasă, este imediat înfășurată în mătase și este transformată într-un fel de cocon. Abia după aceea, păianjenul inoculează veninul și enzimele digestive care digeră parțial prada. Și dacă vrei să știi cum mănâncă păianjene, intră pe acest clip sau dacă nu, dă click pe acest card și cu siguranță te va duce exact la episodul unde eu vorbesc despre cum mănâncă păianjenii, adică tot procesul prin care trece de la prinderea prăzii până la digestia efectivă. Și ce face acest păianjen dacă o insectă prea mare îi se prinde în plasă? Ei bine, păianjenul mușcă firele în care insecta este blocată, astfel o eliberează pentru ca aceasta să nu îi distrugă prea tare plasa. Păianjenul Viespe se hrănește cu insecte, așa cum sunt lăcustele, muștele sau bondarii, albinele, dar până la urmă el se hrănește cu orice îi cade în plasă, deoarece au un apetit destul de mare. Masculii acestei specii sunt destul de mici în comparație cu femela, ei măsoară undeva în medie la 4,5 mm, pe când femela măsoară undeva la 12 până la 17 mm. Iar motivul pentru care masculul este atât de mic în comparație cu femela ține până la urmă de evoluție. Această diferență permite masculilor să intre în contact cu o femelă chiar pe pânza acestora. Masculul de Argiope bruenici merge pe pânza femelei fără a fi detectat și confundat cu o pradă. Poate nu vă vine să credeți, dar această specie de păianjen este monogamă. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că femela și masculul trăiesc toată viața împreună. Doar ei doi. Asta doar până când femela mănâncă pe mascul. Iar acest lucru se întâmplă în 90% din cazuri, imediat după ce masculul se acuplează cu femela. Însă secretul monogamiei la această specie constă în adaptarea și perseverența masculului. De obicei, masculul ajunge la maturitatea sexuală mai repede decât femela, acesta caută o femelă care nu este matură sexual și stă pe pânza acesteia până când femela va năpârli pentru ultima dată și va fi aptă pentru reproducere. Imediat după năpârlire, femela încă este foarte vulnerabilă din cauza incapacității ei de a mușca. Atunci, masculul profită de ocazie și se acuplează cu femela.
Totuși, organul lor copulator este foarte complex și pe lângă transferul de spermatozoizi, el se rupe dintr-un punct fix și rămâne blocat în epigena femelei. Acest proces împiedică femela să mai fie fecundată de un alt mascul. După ce femela a fost fecundată, ea depune între 200 și 300 de ouă într-un cocon de culoare maronie și este suspendat în iarbă deasupra solului. Păianjenii tineri eclozează și părăsesc coconul imediat în căutarea hranei. Și cu siguranță sunteți curioși să aflați dacă acest păianjen este veninos sau nu. Ei bine, așa cum am spus și în alte vloguri și așa cum le spun și prietenilor mei care vorbesc pe acest subiect, toți păianjenii sunt veninoși. Dar ca și în cazul tuturor păianjenilor țesători de grădină, și acest păianjen este inofensiv pentru om. Deși pot mușca și o vor face dacă sunt provocați, ei bine, veninul lor nu este văzut ca o problemă medicală gravă, adesea conține o mare varietate de toxine cu potențial terapeutic. Totuși, persoanele care sunt alergice, copiii, dar și persoanele în vârstă, care vor să manipuleze acest păianjen, trebuie să aibă grijă. Sper că ați găsit informațiile despre păianjenul viespe interesante, așa cum le-am găsit și eu, dar să știți că păianjenii, deși par animale foarte simple și plictisitoare, dar să știți că nu este chiar așa, au vieți foarte interesante, despre care vom mai vorbi și în alte vloguri. Și acum să răspundem la întrebarea lui Roxescu, animalele pot avea bolile copilăriei? La fel ca și în cazul oamenilor, sistemul imunitar al animalelor este și el sensibil atunci când animalul este mic și se pot îmbolnăvi din senin. De fapt, aceasta este una din metodele prin care se realizează selecția naturală în sălbăticie. Prin urmare, bolile copilăriei pe care le știm noi la oameni nu se găsesc și la animal. Însă sunt boli pe care noi le putem da animalelor și boli pe care noi le putem lua de la animale și acestea se numesc zoonoze. Dar despre acestea vom vorbi într-un episod viitor. Dacă ți-a plăcut și ție acest episod, nu uita să-l distribui și prietenilor tăi și până data viitoare, nu uita! Ascultă, observă și învață de la natură. Pa!